În apropierea cercului polar, în mijlocul Laponiei suedeze, satul Wolrim devine tot mai cunoscut. Locuitorii au demonstrat faptul că modelele de afaceri deschise, bazate pe economia locală, pot face diferența față de alte regiuni. Între anii 1950 și 1970 au fost înființate mai multe hidrocentrale în districtul Wolrim. În același moment, populația regiunii a ajuns până la 3.000 de persoane. După finalizare, mulți muncitori din construcții au plecat cu familiile lor. În plus, la începutul anilor 1990, compania hidroelectrică a redus drastic numărul de angajați, rezultând un val major de migrație rurală. Îngrijorări cu privire la scăderea populației, afaceri pe cale să se închidă și clădiri abandonate au stârnit un spirit întreprinzător în regiunea Wolrim. Mai întâi, un grup de peste 100 de săteni s-a unit pentru a salva magazinul general local. Acest model local de afaceri cu proprietate comună a devenit arhetipul pentru o serie de alte companii deținute de sat. În 2006, 140 de săteni s-au asociat pentru a cumpăra un hotel închis, înființând o societate cu răspundere limitată. Aceștia au renovat clădirea și au transformat-o într-un hotel funcțional. Pentru a promova turismul în zonă, au fost înființate compania de turism ecologic Lapland Wolrim Ltd., deținută de comunitatea locală. Societatea comercializează pachete de activități cum ar fi go-karting, tururi pentru aurora boreală, confecționarea de felinare de gheață și house jumping diners, pentru ca vizitatorii să poată experimenta un adevărat gust al vieții în apropierea cercului arctic prin utilizarea resurselor celor 50 de afaceri locale aflate în coproprietate. Dar nu numai varietatea imensă a activităților cheie fac această afacere să iasă în evidență, dar și costul și structura fluxului de venituri. 100% din profituri sunt reinvestite în creștere ulterioară și în economia locală. Cheia succesului a acestui model de afaceri este înțelegerea că fiecare dintre coproprietari profită de proiectul colectiv prin intermediul unei contribuții individuale. Și pe măsură ce proiectul colectiv crește, se dezvoltă și ocazia lor de a transforma satul lor într-o locație plină de viață și atrăgătoare. Cu această mentalitate de colaborare, orice sat în Europa și-ar putea găsi calea autentică de a crea valoare pentru economia locală și a întări comunitatea locală.